Creșterea într-un ritm accelerat a ratei de incidență de îmbolnăviri cu COVID-19 în municipiul Deva a dus la luarea unor noi măsuri de siguranță sanitară. Astfel, accesul în primăria Deva este permis doar persoanelor vaccinate, celor care prezintă un test anti-COVID negativ sau a celor care au trecut prin boală în ultimele 6 luni, excepție făcând însă angajații instituției. De asemenea, până la scăderea ratei de infectare, au fost suspendate audiențele, ședințele de Consiliul Local se vor desfășura online, iar complexul Aqualand s-a închis. În ceea ce privește telecabina de la cetate, aceasta va funcționa doar la jumătate din capacitate și va transporta doar persoanele vaccinate, pe cele care prezintă un test anticovid negativ sau pe cele care au trecut prin boală în ultimele 6 luni. Însă, este posibil să fie oprită într-un viitor apropiat, întrucât urmează să fie înlocuită cu o instalație nouă și mai mare, în valoare de circa 15 milioane de lei. Telecabina sper să o montăm până în luna decembrie și efectiv decembrie. Să acestui an, 2021, și prin martie-aprilie, cel târziu, să încheiem toate lucrările, pentru că mai sunt și lucrări care se desfășoară în aer liber afară, e partea de amenajare la baza telecabinei și partea de sus de la incinta 1. Va fi pe o altă șină? Sau? Pe aceeași șină, dar capacitatea este de aproape dublă, deci avea 16, până acum 30 de locuri. A fost o licitație, a câștigat o firmă din România licitația și trebuie să respecte caietul de sarcini. Eu zic că în noiembrie va începe montajul telecabinei pe aceeași cale de rulare și probabil în luna martie vor începe efectiv lucrările la bază, la clădire, că vor fi recompartimentări și pentru că ea este capacitatea, să zicem, aproape dublă, va avea 2 intrări-ieșiri. Adică pe ușă se intră, pe cealaltă se iasă. Și atunci vor fi făcute niște modificări inclusiv sus. În momentul de față, rata de îmbolnăvire cu COVID-19 este una îngrijorătoare, de peste 7,5 la 1000 de locuitori.